dimineața, este ora 7 și bun găsit la știri. Guvernul a introdus testarea obligatorie în școli a elevilor, însă clarificările cu privire la modul de testare întârzie să apară. Pe de altă parte, profesorii sunt nemulțumiți de faptul că testarea conduce la pierderea timpului necesar pentru actul educațional. La nivelul guvernului s-a luat decizia impunerii testării anticovid a elevilor din unitățile de învățământ de două ori pe săptămână, lunea și joia. Deocamdată însă nu a fost elaborată de către Ministerul Sănătății procedura de testare a elevilor în școli. Momentan nu știm altceva decât ceea ce s-a prezentat și în presa națională. Chiar aseară Ministrul Educației a vorbit despre lucrul acesta. Așteptăm o instrucțiune care ne va lămuri și pe noi și pe care o vom transmite către toți directorii și către toate unitățile de învățământ. Însă această instrucțiune este elaborată de Ministerul Sănătății și nu de Ministerul Educației, care ne-a dat semnale că undeva în jurul zilei de joi ar trebui să apară și să o avem și noi, să o punem la dispoziție tuturor celor interesați. Există profesori care nu sunt de acord cu testarea elevilor, motivul principal fiind timpul pe care consideră că îl pierd cu această activitate. Părerile sunt împărțite, dar mă bucur să spun că din ceea ce am observat eu, procentul mare tinde către a ajuta elevii să fac aceste teste. Sunt într-adevăr și colegi care sunt reticenți și împotriva testării. Le înțeleg și lor reticența, într-adevăr sunt mari consumatoare de timp, așa cum cineva încerca să facă o demonstrație ieri, s-ar pierde foarte mult timp din actul educațional. În ceea ce privește procentul de vaccinare a copiilor, Inspectoratul Școlar nu are o statistică, deoarece nu există o procedură reglementată din punct de vedere legal. ISJ Vâlcea a demarat o campanie de încurajare a vaccinării în rândul copiilor împreună cu DSP Vâlcea, demers care în cele din urmă a avut succes. Tot mai mulți elevi au început să se vaccineze anticovid. Din păcate nu avem o astfel de informație, pentru că nu putem practic. Sunt niște date care nu ne-au fost solicitate și legal noi nu avem dreptul de a cere, însă păstrăm legătura cu școlile în general și cu DSP-ul și știm că în ultima vreme foarte mulți elevi s-au vaccinat. În perioada octombrie am desfășurat o campanie împreună cu DSP-ul, am colectat niște chestionare privind intenția de vaccinare și răspunsurile pozitive din partea elevilor au mers către DSP-ul, care a organizat în școli campanii de vaccinare. La Școala Generală Tache Ionescu, copiii au început să se vaccineze, însă procentul e încă destul de scăzut. Prin campaniile de informare a părinților și a copiilor, reprezentanții școlii speră ca rata de vaccinare să crească. Au început să se vaccineze și copiii. Noi suntem școală gimnazială, da? Copii cu vârstă între 14-15 ani, ca populație aptă pentru vaccinare. Însă numărul este destul de mic. În fiecare clasă există între 1 și 5 copii, nu mai mult. N-aș putea să fac o statistică pentru că, fiind numărul destul de mic, nu am fost interesată să realizez acest lucru. Ce pot spune în acest sens? Că am avut campanii de informare a părinților, a copiilor, și chiar am avut două campanii de vaccinare la nivelul școlii, tot pentru a veni în sprijinul copiilor. Părinții doresc testarea elevilor în școli, însă rămân reticenți în ceea ce privește vaccinarea. Cu testarea, da, dar nu din partea cadrelor didactice. Adică eu cred că aici, pe oraș, nu s-ar pune problema părinții sau cadrele didactice, din moment ce școlile mari știu că au cabinete medicale. Eu nu sunt de acord sub nicio formă cu vaccinarea copiilor. Și nici a adulților, adică nu știu, mi se pare să fie o măsură opțională, adică fiecare om dacă consideră să vaccineze bine, dacă nu, de ce să mă oblige pe mine să mă vaccinez? Dacă eu nu vreau să mă vaccinez și am alte metode de a mă feri, de a mă dezinfecta, da, nu sunt de acord cu vaccinarea copiilor, cel puțin. Testarea nu ar fi o problemă, da, testarea ar fi ok să o facă în caz că poate, na, poate să fie vreun coleg dar copilului care are COVID și atunci, na, știți cum e, nu ne convine nici la ceilalți părinți să trimitem copilul într-un grup unde unul e infectat cu virusul. Automat vă dați seama că cu testarea sunt de acord, un test de la antigen sau RT-PCR, depinde.
Conform Inspectoratului Județean, Vâlcea se află pe locul 3 în țară în ceea ce privește procentul de vaccinare a cadrelor didactice. Doar 3 școli din județ nu au atins pragul de vaccinare necesar unui proces de învățământ cu prezență fizică. De curând au fost turnați primii kilometri de asfalt pe drumul care traversează Țara Loviștei. Pentru a finaliza întreaga lucrare, președintele Consiliului Județean Vâlcea susține că este nevoie de bani de la guvern, cei din bugetul propriu fiind insuficienți. De curând a început asfaltarea drumului județean 703H, care traversează Țara Loviștei și face legătura cu județul Argeș. Lucrările au demarat în satul Spânu, din comuna Perișani, unde drumul a devenit impracticabil. A fost turnat asfalt pe primii 3 km din totalul de 31 câți are acest drum. Am ajuns și la Perișani. DN7D, cum știe toată lumea, drumul Loviștei 703H, acum de când l-am preluat noi la Consiliul Județean. Perișaniu, Deștiu, Boișoara, Prineni. Acesta este drumul care trece prin localitățile pe care le-am enumerat și pe care astăzi, zilele acestea, noi turnăm covor asfaltic. Președintele Consiliului Județean Vâlcea spune că pentru asfaltarea întregului drum este nevoie de 110 milioane lei, sumă care va trebui alocată prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Un drum de 1100 de miliarde de lei. Atât am avea nevoie, 110 milioane de lei, să facem tot drumul, de la un capăt la altul, drumul Loviștei. Ei bine, nu avem acești bani, am depus totuși proiect pe PNDL Angel Saligny să luăm cei 110 milioane de lei și să deschidem Țara Loviștei către viață economică, către turism, către mai bine pentru oamenii de aici. Până când va fi primită această finanțare de la stat, Consiliul Județean va moderniza cât se va putea din drum cu fonduri proprii. Sfântul Apostol și Evanghelist Matei este sărbătorit în fiecare an pe 16 noiembrie, atât de ortodoxi cât și de greco-catolici. Sfântul Apostol Matei este considerat patronul spiritual al contabililor și bancherilor, deoarece înainte de a deveni apostol era vameș și încasator de taxe și se numea Levi. Cel care avea să scrie prima evanghelie s-a născut în Israel. Într-o zi l-a auzit pe Creator care îi cerea să-l urmeze și a renunțat la toate bunurile materiale. Începând cu acel moment, Matei a fost așezat lângă ceilalți apostoli. Odată înzestrat cu puterea Sfântului Duh, în ziua 5 zecimii, a scris evanghelia sa. De-a lungul vieții, Matei a construit biserici și a săvârșit multe minuni, iar împreună cu alți ucenici și apostoli a propovăduit Evanghelia lui Iisus Hristos. Creștinii îl cinstesc pentru că a fost unul dintre cei 12 apostoli ai Mântuitorului și, alături de Ioan, Luca și Marcu, unul dintre cei 4 evangheliști. Conform scrierilor bisericești, Matei este autorul primei evanghelii din cele 4 care compun partea principală a Noului Testament. Aceasta a fost scrisă în limba aramaică, după care a fost tradusă și în limba greacă. Autenticitatea evangheliei după Matei a fost recunoscută de sinoadele din anii 360. Motivul din spatele scrierii evangheliei ar fi fost acela de a dovedi cititorilor vremii că Mesia este cel care a fost prezis de către profeți, iar toate vechile profeții s-au împlinit odată cu venirea Mântuitorului pe pământ. Potrivit tradiției, apostolul Matei ar fi primit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug de necredincioși. Moaștele se află în Catedrala Sfântului Apostol Matei din Salerno, Italia, dar și la schitul românesc Prodromu pe muntele Athos. Singura reprezentantă din Liga 4-a Vâlceană la fotbal care a înregistrat victorii pe linie este Cozia Călimănești. În cadrul etapei cu numărul 9, elevii antrenorului Vasile Ilinca au înscris 9 goluri în poarta minerilor din Berbești. 59-3 este acum golaverajul echipei cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare din campionatul Ligii a 4-a Vâlcene la fotbal. Cu această performanță, Cozia Călimănești ocupă evident primul loc în clasament și așteaptă cu interes întâlnirile cu următoarele 3 clasate. Până atunci însă, trupa antrenorului Vasile Ilinca a mai trecut un nou examen ușor în etapa a 9-a, reușind să înscrie 9 goluri în poarta celor de la Minerul Berbești, acolo unde câteva intervenții de excepție ale golchipului
apărului Ionuț Marian Cornea au făcut ca scorul să nu ia proporții astronomice. Specialistul loviturilor libere, Alexandru Uță, a trimis plasat și puternic exact acolo unde trebuie, dar Cornea a scos magistral în corner de la rădăcina barei. Lovitura de colț a fost executată de Cătălin Moldoveanu. Constantin Țiru a respins cu capul, după care fundașul Adrian Giurgică s-a opus la șutul lui Uță. Ionuț Ileana a trimis o lumânare. Marian Chiripuș a câștigat duelul cu portarul Cornea și a deschis scorul pentru Cozia. Adrian Sârbu centrează la colțul scurt. Lăzărescu pune latul, dar trimite peste transversală. Cornea respinge șutul lui Moldoveanu. Fundașul Ciolacu deviază greșit, fapt speculat de Alexandru Chiripuș, care înscrie pentru 2-0. Cornea își face datoria și la șuturile expediate de capitanul Alexandru Ștefan și 3 minute mai târziu de Adrian Sârbu. La un corner executat de Ionuț Ileana pe bara a doua, a urcat în atac fundașul Ionuț Lăzărescu pentru a-și plasa lovitura de cap în vinclu și până în acel moment, 3 fundași își trecuseră numele pe lista marcatorilor. Al patrulea a fost capitanul Alexandru Ștefan, a cărui torpilă lansată de la 30 de metri a intrat sub transversală și a stabilit rezultatul pauzei, 4-0. Mijlocul și atacul au ieșit la rampă în partea a doua, iar lovitura liberă transformată de Alexandru Uță a deschis o serie a compartimentului ofensiv. Mai concret, o triplă continuată de Ionuț Ileana și completată ulterior de Cătălin Moldoveanu. Fundașii Coziei s-au odihnit destul și au hotărât să revină în careul advers. Lăzărescu i-a dat posibilitatea lui Alexandru Chiripuș să-și treacă în cont dubla. Acesta nu s-a mulțumit cu atât. L-a învins din nou pe bravul portar Cornea și lidera s-a impus așadar cu 9-0. Nu în ultimul rând, să remarcăm revenirea cu gol după o lungă absență a fundașului Marian Chiripuș. Da, a fost o perioadă destul de grea pentru mine. Am stat o lună și ceva accidentat, am avut o întindere la picior. Am revenit cu gol, da, așa este. Important e că am câștigat cu o echipă agresivă, o echipă care s-a apărat foarte bine, dar până la urmă a ieșit bine pentru noi. A fost un joc plăcut din partea noastră. Ne-am făcut jocul caracteristic nou. Am alergat, am făcut posesie, am făcut pressing, exact ce ne-a cerut și Nea Vasile. Până la urmă, fiecare coleg de-al meu și-a făcut datoria. În rest, un meci care l-am câștigat ușor, din punctul nostru de vedere, pentru că ne-am îndeplinit sarcinile de joc pe care ni le-a dat Nea Vasile. Felicit pe colegi, stafful, toată echipa și în rest o să vedem etapa viitoare în deplasare la Chimia. Sperăm să facem la fel un meci exemplar, să fim uniți, să alergăm, devotament și eu zic că totul o să fie ok din toate punctele de vedere, dacă noi o să facem ceea ce trebuie. Așadar, în etapa următoare, Cozia Călimănești va întâlni în deplasare ocupanta poziției a patra în clasament, Chimia Râmnicu-Vâlcea. Partida se joacă duminică 21 noiembrie, începând cu ora 11 și va fi găzduită de Marea Arenă din Zăvoiul Vâlcean. Acestea au fost știrile, eu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să urmăriți în câteva momente matinalul Fii Antena. O zi cât se poate de frumoasă să aveți. Pe curând, la revedere!